trei cerințe. Iată de ce noi mizăm și foarte mult că acele sancțiuni care noi ne propunem, ele vor are doar drept scop, în primul rând, să ajutăm sectorul să se dezvolte în sensul prestării și asigurării securității și calității serviciilor. Deci sancțiunea va fi o etapă finală atunci când intenționat, deci vrea să activeze la net.